Concurenții au avut de cosit câte o suprafață de teren stabilită de organizatori. Unii mai pricepuți, alții începători în acest domeniu și-au dat silința ca totul să iasă ca la carte. Nu la toți a ieșit așa însă, cum și-ar fi dorit. Este al doilea an la care particip la concursul național Europa Sașu și a fost destul de bine. Nu prea am experiență, dar îți mulțumim că am participat. De pe margine, ochii critici ai celor care au folosit până acum clasica unealtă au observat că o parte din concurenți nu și-a făcut treaba așa cum trebuie. Acceptă însă că o motocoasă este mult mai comodă decât bătrâna coasă. Utilajele da, dar coasa și nu. Nu prea sunt... N-au lucrat calitativ. Să pricepi. Câte unul mai bine, câte unul mai puțin bine. Ne dorim ca noi să venim în sprijinul micilor fermieri, micilor gospodari. Totodată credem că în acest fel agricultura și mica mecanizare din satele românești o să ia amploare. Cei mai pricepuți dintre cosași au fost răsplătiți de organizatori cu diplome, cupe și motocoase moderne.